Bună ziua, oameni buni! Vă prezint candela din lemn cu icoana Maicii Domnului Pantanasa, vindecătoarea de cancer de la Mănăstirea Vatopedu din Muntele Athos. Această candelă este realizată din lemn lăcuit de culoare maronchis. Ea poate fi așezată pe masă sau pe perete. Icoana este protejată cu un gemuleț, iar paharul candelei este de 100 de mililitri. Foarte multe boli grave au fost vindecate când oamenii suferinți s-au rugat cu credință în fața icoanei citind acatistul sau paraclisul Maicii Domnului Pantanasa. Această icoană este cunoscută ca fiind vindecătoare de boli incurabile, în special cancerul, boala timpurilor noastre. Maica Domnului însă îi ajută pe toți cei care îi cer ajutorul înaintea acestei sfinte icoane sau în fața copiilor sale. Femei care nu puteau să aibă copii au primit darul nașterii de prunci, oameni cu diferite probleme de sănătate sau sociale, care s-au rugat cu credință în fața Sfintei Icoane Pantanasa, au fost ajutați de Maica Domnului. Dovada stă în diferitele bijuterii din aur și argint care sunt așezate la icoană, drept mulțumire pentru ajutorul primit de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria. În Muntele Athos, în toate bisericile și în toate paraclisele, nu există curent electric. Lumina este dată doar de candelele și lumânările aprinse. Candela simbolizează lumina lui Hristos în casa omului. Ea împiedică duhurile întunecate să intre. Candela are 18 cm înălțime, este lată de 10 cm, iar talpa măsoară 10 cm în lungime. Dacă doriți o candelă cu această icoană vindecătoare a Maicii Domnului, aveți un link în descrierea videoclipului de unde puteți comanda. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!